lui Dinu Lipati, născut într-o familie cu tradiție muzicală în București, la 19 aprilie 1917 i s-au recunoscut și cultivat din fragedă copilărie înclinațiile muzicale. Tatăl său, Teodor, diplomat de carieră, era un talentat violonist amator care studiase cu Pablo de Sarasate, iar mama, Ana Lipati, o excelentă pianistă. Naș la botez i-a fost George Enescu. La rugămintea lui Teodor Lipati, în 1922, Joseph Pasquil a notat într-un caiet primele compoziții ale fiului acestuia, Dinu Lipati, exact cum le executa la pian, fără greș, micul autor de 5 ani. A fost acceptat ca elev de exigenta profesoară de pian, Florica Muzicescu, care l-a ferit de mentalitatea unui copil minune, dându-i în schimb o educație artistică serioasă care să-i permită dezvoltarea talentului său nativ. A fost admis la Conservatorul din București, iar în 1934 a participat la concursul internațional de pian din Viena. Faptul că i s-a decernat doar al doilea premiu l-a determinat pe faimosul pianist francez Alfred Cortot să părăsească juriul în semn de protest. Cortot l-a invitat la Paris să-și continue sub conducerea sa studiile de pian la École Nationale de Musique, unde a luat lecții de compoziție cu Paul Dukas și Nadia Boulanger și de artă dirijorală cu Charles Myung. În același an, la 9 decembrie, Dinu Lipati a primit premiul de compoziție George Enescu pentru suita simfonică Șătrarii. În 1936 și-a început cariera de pianist-concertist cu o serie de concerte în Germania, Italia, reputația sa continuând să crească cu fiecare apariție în public. La începutul celui de-al doilea război mondial, revine la București unde dă recitaluri de pian ca solist sau acompaniindu-l pe George Enescu. În 1943, pleacă în Scandinavia împreună cu viitoarea sa soție, Madeleine Cantacuzino, de asemenea o fostă elevă a Floricăi Muzicescu și decide să se stabilească cu Madeleine în Elveția, unde devine profesor de pian la Conservatorul din Geneva. La 16 septembrie 1950, deși slăbit fizic pentru că era bolnav de leucemie, are loc ultimul lui concert public la Besançon, Franța. În partea a doua a recitalului, intenționa să execute cele 14 valsuri în do diez minor de Frédéric Chopin. Puterile însă îl părăsesc. După o lungă pauză în care publicul nu s-a clintit din sală, Dinu Lipati reapare pe scenă, se așează la pian și interpretează motivul Jesus bleibt mein Freude din cantata Herz und Mund und Tat und Leben de Johann Sebastian Bach. Cu această rugăciune s-a încheiat una din cele mai bogate și scurte cariere cunoscute în arta interpretativă modernă. Stăteam pe treptele scării pentru că nu mai erau locuri libere. Încă de la primele sunete m-am ridicat de pe modestul meu loc și mi-am spus: nu ai mai auzit așa ceva niciodată până acum. Nu mi-a scăpat nicio notă. Știu că e o formulare convențională, dar de data aceasta e adevărat. Îmi amintesc tot, medicul care stătea pe scenă, pregătit să intervină în orice moment, paharul cu apă de pe pian, toate detaliile ce contribuie la o capodoperă. Boala dădea o altă semnificație evenimentului. La final, Lipati lăsa impresia că e venit dintr-o altă lume, o lume în care orice e posibil. A notat Jacques Kreisler, unul dintre fondatorii festivalului de la Besançon. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.